Ladies and gentlemen, dear friends of Belgium, I will speak in English because I understand a lot in Romanian. I'm studying it, but I'll not yet be able to talk to you in Romanian. Classical music has a rich history that covers many centuries. Part of that history was written in Belgium. Tonight we will listen to musical works of several Belgian composers and musicians. Allow me to highlight one of them in particular, composer, conductor, and violinist Eugène Isaïe. Belgian Eugène Isaïe illustrates the strong cultural links between Belgium and Romania at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Isaïe was a contemporary of Giorgi Enescu. Yes, but it's correct, Giorgi? Giorgi Enescu. He interpreted the works of the younger Enescu, and in 1923 he dedicated a sonata to him. In Belgium, Eugène Isaïe is not only known for his exceptional violin talents, but also for his role as a violin teacher of Belgian Queen Elizabeth. When I mention the Queen Elizabeth competition, I'm sure this sounds familiar to all of you. The competition is considered as the Olympic Games of classical music and attracts young talent from all over the world. It was Belgian Queen Elizabeth who set up the competition in 1937 in memory of her dear friend Eugène Isaïe, who had passed away a couple of years earlier. The competition was initially named after Isaïe. It is of particular value that Eugène Isaïe was brought to life in the setting of the beautiful Romanian Ateneum, home of the Giorgi Enescu Philharmonic, in the week we celebrate our monarchy in Belgium. We are proud to see that the tradition of cultural exchanges between Belgium and Romania continues. The 1st of October this year, our King and Queen opened the Europalia Festival in Brussels in the presence of President Klaus Johannes, welcoming Romania as a guest country. Europalia stimulates a tradition of exchange between artists from different countries, this time between Belgian and Romanian artists. I warmly invite you to have a look at the unique program, which includes, amongst others, the first retrospective of Brancusi in 25 years. Art, and particularly music, is an international language without borders. The classical music as we know it today is the fruit of a long history of international contacts and exchange. There is no doubt that it has contributed and still contributes to the united Europe we strive for. I would like to thank the organizer of this concert, Mr. Sherva Nikifor and Mr. Janko Puscherman, for their efforts in promoting Belgian classical music in Romania, and wish you a remarkable evening. Yeah. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult. Chiar am de pregătit tu că avant d'inviter M. Zuckerman de nous dire quelques mots d'introduction dans ce concert, je voulais célébrer la monarchie avec mon ami Manuel Fouchet, la monarchie belge, en vous jouant une composition, mais écrite par le roi Léopold I. Quand il avait 20 ans, en 1811, il a composé une chanson pour voix et piano. Nous maintenant nous verrons dans la version violoncelle et piano, Andenken, souvenir. Je dirais en roumain. Deci, înainte de a-i da cuvântul domnului inginer Zuckerman, aș dori să vă rețin un minut pentru ca să vă cântăm, omagind monarhia belgiană, o compoziție realizată de primul rege al Belgiei, Leopold I, născut în 1790, l-a compus în 1811, la 21 de ani, se numește Andenken și este un lied foarte frumos pentru voce și piano. Vă cânta în varianta violoncelu. Durează un minut și după aceea o să am plăcerea să îl invit pe domnul Zuckerman să continue această prezentare.
schimbat programul, lucrările care se execută în programul de sală, avea raport, care, urmată de jacre de botoen de fix. Thank you.
Aș dori să-l invit pe domnul Zuckerman să ne spună un cuvânt introductiv referitor la acest concept. Mulțumesc, excelență, onorat auditor. Sunt foarte emoționat și onorat că am fost invitat în această seară, în acest important eveniment, dar nu vă vorbesc mai mult legat de ce a însemnat muzica pentru cele două țări, România și Belgia. Ce a însemnat prietenia și aprecierea dintre două genii muzicale, George Enescu al României și Isai al Belgiei. Isai al Belgiei, de asemenea, un geniu al interpretării muzicale la vioară, compozitor, dirijor, profesor, mai mare cu 40 de ani decât George Enescu, dar admirându-i măestria și geniul muzical al geniului nostru muzical, același personaj important i-a dedicat o sonată, sonata a treia. Și vă spun acest lucru și vreau să mă prezent aici, pentru că puțini sunt viețuitorii care au reușit să-l asculte pe George Enescu, interpretând cu curiozitate și cu respect și cu o dragoste extraordinară această baladă a treia sau sonata a treia de Isai, care aproape că nu lipsea niciodată din repertoriul maestrului George Enescu. O cânta cu o plăcere și cu un respect deosebit pentru faptul că maestrul Isai i-a dedicat această sonată. Legat de prietenia și de admirația dintre cele două țări, dintre România și Belgia, în perioada vieții Majestății Sale Regina Beatrix, a fost informată, dorind să ridice nivelul orchestrii belgiene, l-a invitat pe dirijorul român Mendi Rodan, care a fost unul din mari dirijori care a emigrat în Israel și timp de 6 ani a fost directorul muzical al Sinfonicului Belgian. După acești 6 ani, Majestatea sa i-a mulțumit lui Mendi Rodan, deci această legătură între două țări prietenii, prin intermediul muzicii, când a găsit o orchestră simfonică pe care a reușit în 6 ani să o facă de talie națională și internațională. Vreau să închei și să vă spun ceea ce știți și dumneavoastră, ce rol important are acest limbaj național și internațional, muzica. Trăiască prietenia între România și Belgia, trăiască prietenia între popoare. Bravo!
Belgia, o țară cu o mare școală de clarinet.
lucrări de început, cu clarinet din si bemol, apoi următoarea lucrare, o să lucrăm cu celelalte instrumente. Familia instrumente care am în această seară. Thank you.
doua lucrare, tot un compozitor belgian, s-a cântat în prima audiție aseară, la Muzeul George Enescu. Compozitorul se numește Raoul de Somet. Lucrarea se numește Soledad Sonor. Este o lucrare în care a scris-o pentru clarinet în la. Acesta este clarinetul. Este un clarinet să cântă mai clar. O are o altă timbralitate, un alt timbru. Este o lucrare tot în prima audiție a fost cântată aseară și m-am gândit să-i fac și o surpriză compozitorului. Pe lângă acest la, o să mai am în partea a doua, acesta este un alt clarinet, tot într-un la, dar se numește corn de basel. Este un clarinet foarte rar. Asta e, acest clarinet s-a realizat, în primul rând, relațiile între compozitor și executant, instrumentist, solist. Prietenie. Prietenia înseamnă mult. De ce? Că în perioada lui Mozart, acest se numește clarinetul lui Mozart. Prima dată când s-a scris concertul pentru clarinet și orchestră, de la major, pentru acest instrument s-a scris. Este un instrument foarte rar și nu prea în perioada comunistă și nici după comunism, după 1990, după 30 de ani, nicio instituție publică în România nu are acest instrument. Din păcate. Nici o operă, nici o filarmonică și nici un conservator. Da. Este un instrument mai scump, mai special și mai rar utilizat. Din motivul acesta nu este, să zic așa, folosit. Dar pentru compozitorul belgian o să-i fac o dedicație, cum și aseară. Aseară am cântat-o doar cu acest clarinet, în această seară, pentru că tot se imprimă și îi dedic, încep cu clarinetul în la și apoi tot cu la în partea a doua aceste lucrări. Sper să vă încânte cele două culori și timbralități mai deosebite. Deci, ce înseamnă prietenia între Wolfgang Amadeus Mozart, perioada clasică, și frații Schlander. Frații Schlander au fost niște mari muzicieni, unul dintre ei era clarinetist, Schlander. Un mare clarinetist austriac în perioada clasică, la 1700. Și din prietenia dintre ei doi, s-a scris atât de frumos pentru clarinet. Pe George Enescu, normal, sunt puțin supărat de unor că n-a scris ceva special pentru clarinet. Dar ce a scris, în schimb? Rapsodia a doua de Enescu, care este de referință, o să fac un solo, când mă invit în partea a doua pe doamna actriță, mare actriță a noastră, doamna Motea, în care o să fac o paralelă, o să o vedeți la momentul respectiv, pentru că până la urmă, ce a făcut George Enescu? A făcut un lucru extraordinar. A creat Rapsodia a doua de Enescu, care este solo de clarinet, unde este un, să zic așa, un punct de reper de referință a culturii românești. Este partea care am mai spus-o și aseară, nu vreau să mă repet, uitați pe YouTube Filarmonica George Enescu la pupitru Sergiu cel Didache, 1979. Rapsodia a doua de Enescu este cântat de cel mai mare clarinetist al României, încă astăzi recunoscut, Marele Aurelian Capova, care aici, în Sala Mare, s-a înregistrat acea lucrare în care acest mușchiuc pe care cântă în seara asta este unul din mușchiucele lui. Deci trebuie să facem cunoscuți acești mari clarinetiști ai țării, care astăzi are o vârstă destul de ranitată, 80 de ani, și mulți înainte maestre, iar în 63 a câștigat Praga. Să câștigi Praga la clarinet, cum mai era o olimpiadă mondială, la clarinet. Adică există și olimpiadă pe lângă geografie română, matematică și ce văd în ultimul astăzi. Am lucrat și eu, am fost onorat să lucrez 4 ani despre fărat. Și minister, să știți că olimpiadele între matematică, fizică și chimie și la clarinet sunt egalitate de șansă. Trebuie să fie șansă. Și vom avea poate o șansă în viitorul culturii românească. Deci când capul mare, vom înțelege că între română și clarinet egalitate de șansă și între matematică și flaută. Sau chiar trombon. Sau tubă. Da. Bine.
ceva. Mai bine că... Thank you.
Ok? Un liuan. Deci, i-am spus să deschidă cartea și unde va găsi primul lui ca ce m-am citit. Pentru că... Thank you so much. Pentru că mai devreme când ascultam muzica, ziceam ce bine ar fi să mă bag în inima, să mă cuibăresc în inima lui Iancu Zuckerman și să simt într-adevăr muzica precum e. După aceea l-am văzut pe domnul ambasador și am zis, într-adevăr, seara aceasta este specială pentru toți, pentru că noi nu o să uităm această seară. Și ziceam, ce-ar fi să mă cuibăresc în sufletul lui și să simt ce simte el în aceste momente. I would like to go inside yourself, inside your soul, to feel exactly what you feel at this time. Because you are very new here in this country, and I was an immigrant, and I know what you feel now. And for this reason, I really like to do this surprise, because not only for me, for you also, to be some, like an unforgettable night. Okay? Thank you so much. And now, I will say in Romanian, okay? And you will understand things. Și că să ne jucăm de-a baba oarba. De-a baba oarba, prin câmpii pline de maci abia înfloriți, să zburăm cu zâne pe fluturași uriași sau pe libelule, alături de harap alb. Să desenăm pe cer semnul iubirii. O inimă mare, 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 atât de mare, cam de aici, până la Dumnezeu. Sau într-un timp real, cam de aici, până la Dumnezeu. Ce frumoasă poezie ales! Haide să-l aplaudăm! Only to translate a little bit, let's play together that play hide and seek, and to run through camps, and to gather flowers, red flowers, to fly with nice ladies and the butterflies. Now I translate, it's the first time. No, I didn't write this in English. Anyway, so we have to draw in the sky, on the sky, this sign, the sign of love. And this will be like a big, 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 big heart. Okay, it will be so big, like the distance between here and God. And in a real time, like the distance between me. Personajul central este un personaj simbol
inima supraviețuitorului pogromului de la Iași de la 1941. Iar domnul Iancu Zuckerman este unul dintre ultimii supraviețuitori, nu? Da? A fost în acel tren al morții, iar din vagonul lui, din 136, după câteva ore, au ieșit doar unul dintre ei, a fost el. Nu știu, nu cred că este un moment inadecvat, pentru că orice moment adevărat care vorbește despre viața umană este binevenit oricând. Este binevenit ca orice sunet de muzică, nu? Cu muzica îl bag în parcă, așa și adevărul vieții. Să existe noi, nu vreau să. Deci este o dedicație pentru că este o oportunitate, un privilegiu de a fi aici. Da? Mergeam cu mâinile sus, vânjoase și zvelte, de tânăr de 19 ani. Soldatul s-a apropiat și mi-a privit ceasul. Rânja ca dorință de putere, ca un stăpân al meu, ca un stăpân al timpului. Tu nu mai ai nevoie de el, mi-a spus. Lasă-mi. Acest ceas era ceasul de la tată. Spre trenul morții, ceasul nu mai ticăia. Urla. Urla un urlet de lup flămând. Ce sete de viață. În momentul în care a fost dus la trenul morții, un soldat, toți erau obligați să stea cu mâinile sus. Și un soldat i-a văzut ceas și a vrut să-i ia, zis, și așa nu mai ai nevoie de acest ceas. Și, într-adevăr, atunci totul s-a transformat într-un pur. Și câtă sete de viață avem nevoie în acest moment. Dacă ați ști câte ne
să ne apărați de vise. De visele astea ale noastre năstrușnice, care aleargă peste tot, numai Dumnezeu mai știe pe unde mai sunt. Și tot timpul când suntem aici, în fața voastră, noi vrem așa să le luăm, să le cântăm, să le descântăm și să vi le dăruim. Și să știți că eu chiar cred că noi suntem foarte norocoși. Că ne-am născut aici. Da. Și nu mai dați nicio replică. Nicio replică. Pentru că de aici până sus e o distanță. De aici până acolo e o distanță. Dar plină cu iubire. Vă iubesc. Thank you.
Thank you.